Mulți șoferi trec pe culoarea galbenă a semaforului aproape zilnic, o practică riscantă și ilegală. Deși amenziile nu sunt foarte mari, acest comportament poate duce la suspendarea permisului într-o fracțiune de secundă. Șoferii grăbiți adesea forțează galbenul, fără să realizeze că acest lucru este ilegal și că pot fi sancționați. Conform legii, semnalul galben împreună cu cel roșu interzic trecerea. Potrivit articolului 99 din Ordonanța de Urgență 195 per 2002 republicată, nerespectarea semnificată culorii galbene se sancționează cu amendă între 330 și 495 de lei. Jumătate din amenda minimă adică 165 de lei poate fi plătită în termen de 15 zile. De la 1 ianuarie 2024 punctul de amendă a crescut de la 145 de lei la 165 de lei. Anul trecut, amenda pentru aceeași abatere era între 290 și 435 de lei, iar jumătate din minim se putea plăti în termen de 15 zile pentru 145 de lei. Până în 2018 șoferii puteau plăti jumătate din minimul amenzii în 48 de ore de la primirea procesului verbal. Există totuși situații în care șoferii pot trece pe galben fără să fie amendați, cum ar fi cazuri de urgență sau când circulația este dirijată de un agent de poliție. De asemenea, semnalizarea pentru dreapta poate arăta galben intermitent, în timp ce semaforul pentru înainte și stânga este roșu. Conform unei modificări a codului rutier din anul 2022, șoferii sunt obligați să mențină parbrizul, luneta și geamurile laterale ale autovehiculelor, actoarelor agricole sau forestiere permanent curate. Nerespectarea acestei obligații care afectează vizibilitatea în timpul mersului poate duce la alte sancțiuni. Relatează click.ro.